internaționale și facem export în Suedia, în Franța, în Germania și până la acest episod nu am fost niciodată implicați într-o n-am fost puși într-o postură jenantă ca acum. Pe noi ne-a afectat foarte mult și din punct de vedere psihic, pentru că atunci când lucrezi cu seriozitate, asemenea acuzații te lovesc și ne lovesc pe noi ca specialiști ai fabricii. Sigur că avem de dat în perioada următoare să recâștigăm capitalul de încredere care fabrica și l-a clădit în ani de zile, foarte multă muncă și cu foarte multă seriozitate. Dolicom are o vechime de 15 ani, este o companie de familie, proprietatea mea și a soției mele. Activitatea principală a început cu achiziția de animale și abatorizarea lor până la stadiu de carcasă. În acești ani, prin investiții succesive, am ajuns la stadiu de abatorizare, tranșare, ambalare, sub formă de vacuum, atmosferă controlată, carne proaspătă, cât și congelată. Vreau să spun că noi întotdeauna am mers un pas în fața standardelor impuse. Întotdeauna am încercat să aplicăm cele mai noi și mai moderne tehnici, cele mai înalte standarde de calitate, bineînțeles și cele impuse de către regulamentele europene, dar și standarde pe care le-am preluat de la companii foarte dezvoltate. Data de 9 februarie, președintele companiei Spanghero din Franța a anunțat că va da în judecată producătorii români care au furnizat carne de cal în loc de carne de vită. Bineînțeles că atunci ne-am alarmat și noi și autoritățile din România și am încercat în cel mai scurt timp să punem la dispoziție toate informațiile necesare pentru a elucida acest caz și a nu mai plana suspiciunea asupra activității noastre. S-a demonstrat că firmele românești au lucrat în mod corect, că au declarat în mod corect toate produsele livrate către Comunitatea Europeană. O săptămână activitatea noastră a fost bulversată, dar pe termen lung sperăm să întărim încrederea partenerilor noștri în activitatea noastră. Noi, începând cu 11 februarie, luni dimineața, am făcut e-mail-uri către toți clienții noștri și am rugat să-și testeze mărfurile care erau prezente în depozitele lor, să-și facă analiza de ADN, să se convingă că am livrat mărfuri corect etichetate și certificate. Analize s-au înaintat probe către laboratoare și din Germania pentru a se face analize, să dovedim și pe bază de analize că noi avem produse care sunt conforme și că nu s-a făcut acea substituție de care am fost acuzați. Am fost unii o medie, deci într-un an am procesat aproximativ 11.000 de tone de carne. În prezent avem 300 de angajați. Din 2004 sunt la firma Dolicom ca tranșator. Am fost plecat în Germania 4 ani, mai multe puncte de lucru. Abatorul în care lucrez aici este la același standarde europene cu cele din afară. Din Germania, chiar și din Scoția, unde după toate astea se observă scăderea în producție. Nu știu pe viitor ce vor mai apărea. Noi oricum respectăm toate normele și standardele. O să ne dăm tot interesul să fie bine pentru noi și în special pentru firma noastră care lucrăm. Și pentru clienți, bineînțeles, care să fie mulțumiți în primul rând clienții din afară.